Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Vă invit să privim împreună în Sfintele Scripturi la Domnul Iisus Hristos și religia sa. Pentru astăzi, modul în care Domnul a fost călăuzit de Duhul Sfânt și evident de aici și modul în care noi, la rândul nostru, ca și copii al lui Dumnezeu, în religia sa, urmașii săi, ucenici, să fim călăuziți. Călăuzirea personală în tot ceea ce a zis și a făcut Domnul Iisus Hristos a fost foarte evidentă. De altfel, nici nu se poate trăi pe pământ fără să fii călăuzit într-o totul, să ajungi desăvârșit. Evanghelistul Ioan, care este mai teologic în cele scrise, în sensul că a dat anumite explicații pe lângă relatarea minunilor și a lucrărilor Domnului Hristos, a reținut și a notat mai multe din cuvintele Domnului, a scris în această idee în Ioan capitolul 8, versetul 26, reținând cuvintele Domnului care a zis: am multe de zis despre voi și de osândit în voi. Să nu uităm că Domnul cunoștea tot ce este în inima oamenilor. Dar cel ce m-a trimis este adevărat și eu ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Deci Domnul putea să vorbească multe, dar n-a vorbit decât ceea ce Tatăl i-a dictat să vorbească. Aceeași idee rezultă și din capitolul 12 al aceleași Evanghelii, versetele 49 și 50, sunt tot cuvintele Domnului care a zis: căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca Lui este viața veșnică, de aceea lucrurile pe care le spun, le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Vă rog să vă gândiți că este diferență între a cânta bine, în sensul de a cânta frumos, și a cânta corect, respectând toate înscrisurile din portativ, de pe o partitură. Este ca și în cazul acela când un cântăreț a fost aplaudat de sală, dar profesorul său l-a sesizat asupra greșelilor făcute. Noi putem să avem o viață pe care oamenii să o aprecieze, dar asta nu înseamnă neapărat că am urmat întru totul voia Domnului. De aceea vreau să precizez de la început, călăuzirea înseamnă a fi în voia lui Dumnezeu mai mult decât a te feri să faci rău sau a căuta în principiu să faci binele. Este așa cum un tânăr și-a imaginat la începutul anului că poate să slujească Domnului potrivit unor angajamente proprii, a notat totul pe o foaie, a pus-o pe masă, s-a plecat pe genunchi, vând să obțină acordul Domnului. Însă el a înțeles, e bine că a fost sensibil, că Domnul nu vrea să semneze angajamentul său de muncă. S-a rugat și a zis: Doamne, îl amendez, îl anexez cu tot ceea ce e necesar. Până când a înțeles că Domnul voia cu totul altceva. Și i-a zis: eu nu am nevoie de o foaie scrisă de tine pe care să o semnez eu, ci de o foaie albă semnată de tine pe care să o scriu eu. Adică Domnul trebuie să ne dicteze ceea ce avem de făcut. Asta înseamnă călăuzire. În învățătura și-a dat-o ucenicilor, Domnul Hristos a arătat ucenicilor că Duhul Sfânt joacă rolul călăuzitor. Dumnezeu ne conduce de la nivelul minții noastre. Așa cum spuneam și în lecțiile precedente, religia Domnului Hristos este una de interior. Cum spunea el Ioan 4:23, în Duh și în adevăr. De aceea și călăuzirea poate să fie tot numai la nivelul Duhului și în adevăr. Iată ce zicea Domnul despre Duhul Sfânt, Ioan 14, versetele 16 și 17. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor,
care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că îți rămâne cu voi și va fi în voi. Deci, călăuzirea se realizează prin Duhul, la nivelul Duhului, minții omului. Să privim într-o primă parte la contextul spiritual al existenței noastre religioase și la câteva aspecte legate de procedura de călăuzire, pentru a vedea în ce situație trăim și cum trebuie să umblăm. Și într-o a doua parte vom lua câteva exemple din viața Domnului pentru a sesiza cum a fost El călăuzit și cum a umblat într-o călăuzire a Duhului în voia Tatălui. Existența noastră fizică, umană, este inseparabilă de realitatea spirituală. Noi nu putem să facem abstracție de mediul în care ne aflăm. De exemplu, intri într-o adunare de oameni duhovnicești. Știți că și Saul, intrând între proroci, a prorocit și el, deși își propusese să se comporte altfel. Sau intri într-un mediu al diavolului, într-un mediu spiritist, te duci la un vrăjitor, se va simți acea prezență demonică. Chiar dacă fizic, poate doar așa, unii care sunt mai sensibili simt un vânt pe la spate, dar la nivelul Duhului ne dăm seama că interacționăm cu lumea spirituală și putem să fim influențați de duhuri, de oameni. De aceea, în acest complex de stări, este cu atât mai necesară călăuzirea. Noi suntem ca un simplu computer căruia să-i dictezi cum să acționeze, dar și un computer poate fi virusat. Și anumiți factori negativi să îngreuneze funcționarea și programul să nu mai fie viabil. Apostolul Pavel explica, citesc din 2 Corinteni, capitolul 10, în ce situație contextuală ne aflăm noi din punct de vedere spiritual. Citesc de la versetele 3 la 5. Măcar că trăim în firea pământească, în carne, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele o care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Deci iată ce bătălii se dau la nivelul spiritului. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Deci trebuie să fim întăriți și să facem față acestor fortificări, pentru că altfel se întâmplă, cum scrie în Proverbe, multe căi pot părea omului bune și când colo îți dai seama că nu au fost deloc bune. Și se părea că e sub călăuzirea lui Dumnezeu și s-ar putea să fii pe alături. De aceea și Apostolul Pavel își exprimea temerea, întoarceți o pagină, capitolul 11, versetul 3 și 4, asupra corintenilor. Erau proaspeți la credință, nu cunoșteau încă întreg sistemul. El le scria: dar mă tem, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau alte Evanghelie pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine! Dar ei îngăduiau fiindcă nu aveau putere de percepție și nu puteau să facă deosebirea. Deci, posibilitatea ca cineva să fie influențat este foarte mare, atât pentru cei din mediul religios, cât și pentru cei din mediul laic. Amintiți-vă că în cartea Apocalipsei este scris despre trei duhuri puternice, s-au prezentat la împărații pământului și când au ieșit de acolo, oamenii au decis să facă război. Pentru că influența spirituală asupra minții oamenilor este foarte puternică. De aceea, trebuie să înțelegem că nu este ușor să descifrăm și să aflăm voia Domnului. Dar Dumnezeu știe în ce condiții trăim și tocmai de aceea vrea să ne călăuzească.
Gândiți-vă că o lume întreagă este doritoare să afle ce să facă, cum ar fi mai bine. De aceea vrăjitorii și alte forme magice sunt foarte accesate de oameni în vremea aceasta. Cei din domeniul politic încearcă să întrezărească viitorul, să știe cum să se orienteze, cei din domeniul economic sau în general oamenii. Simt nevoia unei călăuziri, a unei asistări, a unei asistențe din exterior pentru a fi ajutați în viață. Noi din Scripturi știm și un mare adevăr că Dumnezeu, prin Duhul, cunoaște și controlează toate acțiunile din univers, dar în același timp El are taine pe care oamenii nu pot să le pătrundă. Deci Dumnezeu vede ce este în orice loc, în orice minte, în orice acțiune. O prevede cu o anticipație de mii de ani. Dar oamenii nu au acces să decodifice datele lui Dumnezeu. De aceea călăuzirea ce o poate să ofere Dumnezeu omului este net superioară oricărei capacități umane sau spirituale pentru a se orienta în viață. Făceam referire la versetul din Proverbe, multe că pot părea omului bun, dar omul are toate datele probleme. Oamenii se pot rătăci, diavolul chiar are această intenție să ne inducă în eroare. Însă Dumnezeu poate să ne arate drumul cel mai drept și cel mai bun în orice împrejurare. Domnul se ruga înaintea Tatălui, citesc din Matei 11, lăudându-L pentru că a păstrat sub puterea pecetei sale informațiile și le dezvăluie după cum El hotărăște. Versetele 25-27. În vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit-o cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela care vrea Fiul să-L descoperă. De aceea când Petru a declarat: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, Domnul Iisus a făcut mențiunea: Asta ți-a descoperit-o Tatăl. Deci să mulțumim Domnului și să-I cerem îndurare, fiindcă vrea să ne călăuzească. Pentru că Apostolul Pavel scria în 1 Corinteni, capitolul 2, despre harul și unica posibilitate ce o avem noi de a avea acces la informațiile divine, atât în ce privește lucrarea mântuirii la modul general, cât și problemele noastre particulare. Versetele 10-14. Nouă să Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său și vorbim despre ele cu înțelepciune dumnezeiască. Și în versetul următor zice că aceste lucruri sunt posibile numai pentru omul duhovnicesc, adică pentru cel ce se bucură de prezența Duhului lui Dumnezeu în el. Dacă așa stau lucrurile și nu altfel, vreau să privim la viața Domnului și să înțelegem că El a păstrat zilnic sau permanent, cum vreți să ziceți, legătura cu Tatăl prin rugăciune, acceptând călăuzirea care venea de sus și raportând apoi cu mulțumire felul în care a executat cele poruncite de Tatăl. Să citim câteva versete care atestă rugăciunile Domnului în mod permanent. Matei capitolul 14, de exemplu, sunt mai multe, am selectat câteva, versetul 23. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. Un alt verset, Luca 5, versetul 16, ne dezvăluie alte amănunte legat de rugăciunea Domnului Hristos. Iar el se ducea în locuri pustii, deci de mai multe ori s-a întâmplat așa. Ba chiar avea un loc anumit, scrie același evanghelist Luca.
și se ruga. Prin rugăciune, printre altele, primea călăuzirea de la Tatăl. Cred că a experimentat când, prin rugăciune, Dumnezeu ne sesizează de ceea ce urmează să se întâmple, ne sfătuiește și ne recomandă ceea ce avem de făcut sau chiar ne poruncește, că doar are autoritatea aceasta. Dar dacă în aceste versete a fost scris doar că Domnul s-a rugat, vom citi acum din Ioan 17 pentru a vedea cum s-a rugat. Ucenicii au auzit această rugăciune și cel puțin Ioan a notat-o, poate în parte, poate concentrat. Domnul a început rugăciunea astfel, versetul 1, Tată, a sosit ceasul. Deci iată cum era la curent cu tot ceea ce se întâmplă în legătură cu Tatăl. Raportează ceea ce a făcut și zice în versetul 4, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Deci ca un delegat care execută lucrările pentru care a fost mandatat. Apoi se roagă pentru ucenici, spunând că ei rămân în lume, Dumnezeu să-i păzească. Are în vedere viitorul și zice el în finalul rugăciunii sale, citesc versul 24, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Pentru că Domnul, ca unul care și-a îndeplinit misiunea pentru care Tatăl l-a trimis pe pământ, voia să se întoarcă în sânul Tatălui, având o părtășie permanentă cu El, lăsându-se călăuzit și în voia sa, simțea nevoia să fie tot mai mult și tot mai aproape cu Tatăl. Același lucru l-a dorit pentru ucenicii săi și cu aceeași finalitate, ca și ei să ajungă acolo unde el urma să ajungă în curând. Aici prezint ca ilustrație un caz în care un pilot a raportat, păstrând legătura prin stația radio la centru de comandă, că i s-a defectat aparatura de la bord. Era un timp de ceață și el era cu pasageri în avion și s-a lăsat condus întru totul de la acel centru de zbor sau de comandă, spunându-se câte grade, stânga, dreapta, altitudine, ce manevre se execute. Lui ar fi fost mai ușor să se orienteze el și, potrivit a ceea ce vedea la bord, să acționeze ca atare. Dar făcând abstracție de aparatura care nu mai funcționa, el trebuia să fie mult mai receptiv pentru ca să nu greșească. La fel suntem și noi oamenii. Computerele noastre nu mai funcționează. Întru totul exact pot să apară perturbări. Și numai păstrarea unei legături permanente cu Tatăl ne poate duce la țintă. Niciunul dintre noi, nici dacă până la amiaz a profețit în voia Domnului, n-are siguranța că după amiază poate merge pe cont propriu. De aceea rugăciune trebuie să fie o practică zilnică. Ne rugăm dimineața și Domnul să ne călăuzească până la amiaz. Ne rugăm după masa și dorim ca Domnul să vegheze asupra noastră în continuare. Și tot așa. Trebuie să venim cu cereri înaintea Domnului să primim lumină în continuare și totodată este normal și drept să-i mulțumim de harul și de călăuzirea ce El ne-o dă. Avem nevoie de călăuzire mai mult decât de pază. Pentru că asta în voia Domnului îți oferă și călăuzirea necesară. Țin minte că la mai mulți lucrători Domnul le-a vorbit că atâta vreme cât vor umbla călăuziți, Domnul le asigură paza. Dar dacă ies din spațiu de călăuzire, pot să suporte anumite lovituri din partea diavolului. Privind la viața Domnului Iisus, înțelegem că după coborârea Duhului Sfânt peste El, călăuzirea a implicat atât trăirea Lui, că și până atunci a fost ascultător,
dar totodată slujirea. Iată ce este scris în Luca capitolul 4 despre evenimente petrecute imediat după ce Duhul Sfânt a venit peste el, căci prin Duhul se realizează călăuzirea. Versetul 1. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Călăuzire în fața ispitei, da, dar cu biruință. Apoi versetul 14. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și s-a dus vestea tot ținutului împrejur. El învăța pe oamenii sinagogi lor și era slăvit de toți. Și apoi de la versetul 18. A zis, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să mădresc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Toate acestea sub călăuzirea Duhului Sfânt, care este foarte important. Și pe noi, dacă ne lăsăm călăuziți, Domnul ne va trimite, ne va împuternici, ne va spune unde și ce avem de făcut. Am auzit relatarea despre un medic din Germania care, într-o zi, în timp ce se roga, a auzit vocea Domnului, nu știu dacă doar la nivelul minții sau efectiv cu urechile lui, și Domnul i-a spus să-și închidă cabinetul ce l-avea și să meargă misionar într-o altă țară din Asia. El s-a rugat și Domnul a fost insistent. El a perceput această călăuzire. Inițial s-a gândit, Doamne, sunt obosit, este vreo perturbare. Dar fiindcă era obișnuit să audă vocea Domnului care să-l călăuzească, el a realizat căci cuvântul este al Domnului și a închis lucrarea ce avea acolo și a terminat lucrările pe care le avea începute și a plecat. Și cu banii ce avea, neavând alte responsabilități familiale, a slujit câțiva ani, trăind într-o condiție modestă. Când banii s-au terminat, el a așteptat călăuzirea Domnului. Și Domnul l-a pus în legătură cu o societate misionară, cu niște oameni care l-au susținut și a continuat să slujească. Pentru că călăuzirea este foarte importantă la nivelul slujirii. Ce s-ar fi făcut Domnul Iisus Hristos dacă nu ar fi fost călăuzit în slujirea Lui? Domnul a fost călăuzit, dar, repet, le-a vorbit ucenicilor despre călăuzire, despre nevoia călăuzirii din partea Duhului Sfânt și a văzut călăuzirea sau le-a explicat-o ca și îndrumările unui părinte. Iată ce este scris în Ioan capitolul 14 despre călăuzirea de care urmeau să beneficieze prin aportul Sfântului Duh, versetele 16 la 18. Și eu voi ruga pe Tatăl și El va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, deci îndeaproape, Duhul adevărului care va rămâne cu voi, va fi în voi, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Este dovedit, din punct de vedere fizic, că și copiii fără părinți, fără educatori, nu s-ar putea dezvolta, n-ar ști ce să facă. Un asemenea rol joacă călăuzirea de părinte, de tată, de mamă, să te învețe tot ce ai de făcut. Și Duhul Sfânt răspunde toate aceste operații. Tot aici scrie în versetul 26, dar Mângâitorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Deci iată ce doică bună avem, care ne mângâie, ne adeverește, ne învață. Și tot despre Duhul Sfânt citim în capitolul 16 aici, de la versetul 5, că ucenicii s-au întristat la gândul că Domnul urma să plece de la ei, dar le-a spus că le este de folos, fiindcă urma să vină Duhul Sfânt și să-i călăuzească. Domnul nu putea să fie, ca și în timpul vieții sale pământești, cu toți și peste tot. Dar Duhul Sfânt poate să joace acest rol, să ne călăuzească pe toți deopotrivă, ca și cel mai performant computer ce s-ar putea gândi, care poate să-i dirigeze pe toți oamenii,
la bordul oricăruia să se instaleze, ca un pilot care să ne îndrepte pe drumurile noastre, pe drumul cel mai bun. Aici este scris despre diferite aspecte ale lucrării Duhului Sfânt, dar citim de la versetul 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, vă va descoperi lucrurile viitoare. El va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și va descoperi. Și atunci, simplificând, putem spune că tot ce are Tatăl este în posesia Duhului Sfânt ca să ne adeverească nouă. Și astfel să fim călăuziți în tot adevărul, adică în acord cu Dumnezeu și planurile sale. Cred că ucenicii s-au bazat mult pe cuvintele acestea și așa trebuie să fim și noi. Mintea noastră poate să ne înșele, inima este de desnădăjduit, de rea și de înșelătoare. Dar Duhul Dumnezeu nu greșește. El este posesorul absolut al adevărului. Adică știe în orice situație ceea ce este corect și drept ca noi să împlinim. Să privim acum la câteva exemple din timpul Domnului. Mai întâi, felul în care a fost călăuzit în lucrarea de mântuire și stările de ispitire. Cred că acestea sunt niște puncte critice. Cum să facem în lucrare și cum să acționăm când suntem ispitiți? În Luca 9 avem ucenicii care nu erau încă echipați suficient și nu știau cum să se lase călăuziți. Și scrie aici de la versetul 51, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim, era bine călăuzit. A trimis înainte niște soli care s-au dus într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit, dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să-i pogoare foc din cer ca să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duc sunteți însuflețiți? Deci ei nu puteau încă să perceapă călăuzirea. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și-au plecat într-un alt sat. Ei nu s-ar fi dus nici la Ierusalim, ei ar fi procedat greșit. Și când zic că ei, la fel de ușor se poate spune noi, e foarte ușor să greșim, dar Domnul nu greșește și călăuzirea sa ne poate scuti de greșeli. Un alt caz, Luca 19, citim de la versetul 29, pentru a vedea cum Domnul cunoștea lucrurile și putea să aleagă cel mai înțelept mod de lucru. Deci 19:29. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, spre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată, dezlegat și aduceți-mi el. Dacă va întreba cineva pentru cel dezlegat, să spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus, au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Iată ce înseamnă călăuzire. Duceți-vă acolo. Mai mult, iată ce reacție vor avea oamenii. Mai mult, iată cum să le răspundeți. Deci călăuzirea are de-a face cu supranaturalul. Și avem mare nevoie să fim călăuziți. Însă pentru aceasta vă spuneam că e nevoie să beneficiem de Duhul Sfânt care cunoaște lucrurile ascunse ale oamenilor. Domnul știe unde să te trimită, doar să te lași călăuzit. Lucrarea nu se poate face fără călăuzire. Un frate a fost trezit într-o noapte și Domnul i-a spus să meargă în gară. Doamne, la ora asta, să fac evanghelizare, s-a gândit el după mintea lui. Dar acolo l-aștepta o altă situație. Un soț certat cu soția lui a trimis-o la părinți. Dar
oarecum gentil, s-a dus până în gară să-i ducă bagajul și să o ajute să se suie pe tren. Fratele i-a interceptat, le-a vorbit, i-a împăcat și s-a dus înapoi acasă. Într-un alt caz, un frate a fost trimis de urgență într-o familie. Doamne, la ora asta, du-te acum. Când a ajuns, omul a răspuns cu întârziere și apoi din mărturisire a rezultat că își pregătise frânghia să se spânze. Deci călăuzirea este extrem de importantă în lucrare. Îți ușurează activitatea, îl dezarmează pe diavolul și te duce la țintă, pe drumul cel bun și drept. Domnul în continuare le-a vorbit despre reacția copiilor, făcând legătură cu un pasaj din Scripturile Vechiului Testament, călăuzirea și în predică îți aduce aminte toate câte Domnul ți le-a spus, le potrivește. Cum spunea un frate, când ești călăuzit, e tare ușor să servești adunarea. Zicea el așa ca un țăran, dar în mod plastic, ți se pare că ai două vagoane de grâu la ceafă și curge de nu birui să le dai drumul. Călăuzirea îți aduce binecuvântarea Domnului în slujire pentru ca să-ți poți îndeplini mandatul. Tot despre această lucrare vă citesc din Ioan capitolul 6, pentru că aminteam și de ispite. Domnul te poate feri prin călăuzire. Așa cum proceda Elisei cu împăratul lui Israel, ferește-te, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și întrebau ei, dar de unde asta? De la călăuzire. Scrie aici în 6:15, Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu Sila să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. S-a ferit de ispita aceasta. Nu știu ce s-ar fi întâmplat acolo. Dar iarăși s-a rugat și Domnul a dat călăuzire. Apoi în capitolul 7 aici a avut o problemă în familie. Frații lui îl provocau să se expună public. Și îl spunea, versetul 6, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. El avea vremea lui, numai după cum îi dicta Domnul acționa. Ei au zis, acum ieși în față. Nu-i cazul. Este foarte importantă călăuzirea. Mi-am amintit despre un caz când un grup de vânători din Africa au fost puși în fața unui fapt ce părea a fi tragic. Pare misiunul Leopard s-a aruncat asupra unui vânător care trăsese asupra lui, dar nu-l nimerise mortal. Și după inteligența ei, această felină și-a dat seama cine e dușmanul. Și în pădurea africană l-a atacat. În fracțiuni de secundă, un vânător profesionist a pus arma loc și a tras. Și din fericire a nimerit leopardul sau jaguarul ce era. Și-a scăpat omul, cu ceva rând, dar cu viață. Și l-au întrebat ceilalți, da, cum ți-ai permis să tragi în încăierarea aceea? Ce șansă aveai că nimerești fiara și nu nimerești omul? Și l-a zis, eu n-am fost sigur 100% că nimeresc animalul, dar eu am raționat urgent, că 5 secunde mai târziu omul e mort. Și a mers pe ultima șansă. Și uite că din fericire, zice el, am nimerit animalul. Călăuzirea e mai mult decât a trage la țintă după reguli de probabilitate. Poate să se învârtă diavolul în jurul nostru cum vrea. Când Domnul ochește, nu ajunge în glonțul în noi. Ajunge în dușman. Doamne, dă-ne călăuzirea aceasta, care are o valoare foarte mare. Apoi, în chemarea și formarea ucenicilor. Am lansat provocarea ca aceste ultimele două luni din an să fie rugăciuni pentru ca Domnul să ne călăuzească în anul viitor pentru alegerea unor slujitori. Domnul, cu înțelepciunea sa, s-a rugat foarte mult să primească o bună călăuzire în vederea alegerilor. Iată ce scrie în Luca 6, versetul 12 și 13.
În zilele acelea Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Dar fără rugăciune nu se putea. Era necesară călăuzirea. Amintiți-vă de Samuel, care după o viață de slujire sfântă și experiență, era să greșească în casa lui Isai. Pentru că nici nu era acolo omul cu pricina. Vă rog să vă gândiți dacă e să uita și nu-i se aprindea becul verde la fiecare, s-o cotea că e un alt mod de călăuzire și cum a tras la sorți în cazul lui Saul, să spună Isai, 6 băieți, 6 sorțuri, care iese? Numai că cel chemat nu era acasă. Și el a avut călăuzirea aceea să întrebe, aceștia sunt toți? Este încă unul. Era chiar cel pe care Dumnezeu l-avea în plan. Apoi, tot în legătură cu formarea ucenicilor, vă citesc din capitolul 22, Evanghelia după Luca, unde Domnul a intuit planul diavolului, a avut călăuzire în rugăciune. În rugăciune se primește călăuzire și rugăciunea trebuie făcută după călăuzirea Domnului. Și scrie aici de la versetul 22, între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care dintre ei avea să fie socotit cel mai mare. Dar ei nu s-au certat față de Domnul. Domnul i-a întrebat ulterior, despre ce vorbeați? Și le-a explicat cu o pildă a unui copilaș. Apoi a făcut comparația cu sistemul lumii acesteia. S-a dat pe sine exemplu, a venit să slujească. Și ispita asta a dispărut, s-au liniștit. A apărut o altă ispită. Ea se vedea numai la orizont. Ei niciunul n-au interceptat-o încă. N-avea un radar atât de puternic. Vă scrie aici de la versetul 31. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Petru, cum știți, a afirmat cu tărie, nici vorbă. Eu nu mă las de tine. Dar Domnul era călăuzit. Simone, tu te vei lepăda, iată care va fi semnul. Dar să știi, eu m-am rugat pentru tine. Deci, călăuzirea este foarte importantă și în ce privește alegerea oamenilor și susținerea lor. Au fost nu puține situații în care un bătrân sau broșoră au simțit un îmbolt puternic să se roage pentru cineva, călăuzire. Și în urmă au întrebat, ai avut vreo problemă? Da, o ispită sau era să am un accident. Călăuzire, rugăciune pentru slujitori, pentru lucrare. Însă, cea mai minunată călăuzire o văd în viața Domnului în ultima parte, în ultimele zile, de la cina cea de taină până la momentul final al morții pe cruce. Domnul era cu toți ceilalți și le-a spus la un moment dat, citesc din Matei capitolul 26, versetul 36, după ce a luat pe trei dintre ei, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. Și s-a rugat o oră, două, trei. Tot despre momentul acesta scrie în Ioan 12:27 că Duhul era tulburat. În vremea aceea a zis, Tată, pentru ce urmează am ajuns până la ceasul acesta. Și acum ce voi zice? Deci nu este ușor să accepți o călăuzire când ea te duce la martiraj. Când știi că urmează un moment greu. Noi spunem ușor rugăciunea Tatăl nostru, Doamne, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Și cine gândim că va să fie în voia Domnului? Ce urmează? Pâinea aceea toate zilele și să ne păzească de Satana și să fie împărăția, nu? Dar uite că sunt momente în care călăuzirea te înștiințează că urmează un moment greu. Domnul era conștient de ce urma să se întâmple. I-a pus pe ei în temă să se roage și apoi, zice aici de la versetul 46, încredințat și întărit, în urma călăuzirii și a puterii lui Dumnezeu, sculați-vă, haideți să mergem, iată că se apropie vânzătorul.
Și în momentul de trădare, când Petru s-a dezechilibrat și a pierdut orientarea, a lovit cu sabia, scrie aici de la versetul 51, după ce el a lovit pe robul marului preot, Domnul a zis, versetul 52, apoi, pune sabia la locul ei, că toți ce scos sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se va împlini Scriptura care zic ce că așa trebuie să se întâmple? În clipa aceea Iisus a zis gloatilor, ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbi și cu ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam cu voi în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să împlinească cele scrise prin proroci. Era ceasul lor și puterea întunericului și Domnul cunoștea ceasul și situația prin care trebuia să treacă. Tot legat de momentul de pe cruce, vă citesc din Ioan, capitolul 19. Pentru că în momente critice, e foarte riscant să ne pierdem călăuzirea, să uităm de ce e scris, de ce ne-a vorbit Domnul. Versetul 28 la 30. După aceea, după toată suferința, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Și-a amintit că mai e ceva de împlinit. Acolo era un vas plin cu oțet, ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin de oțet și l-au dus la gură. Iisus a luat oțetul și a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. S-a închinat, aș spune, o viață începută cu rugăciune și sfârșită cu rugăciune împlinită. Nu e ușor, dar e frumos în momente de grea cumpănă să rămâi sub călăuzire. Mă gândesc aici la o mamă care este pe masa de operație și medicii îi propun posibilitatea de a nu mai avea altă sarcină, într-un moment critic de durere, să fii călăuzit. Sau, într-un moment de tortură, să nu te lepezi de Domnul. Domnul spunea că în asemenea situații grele, Duhul Sfânt va face călăuziri speciale. Să nu ne gândim dinainte ce vom spune. Duhul Sfânt ne va da chiar în momentele acelea. Astea nu sunt momente ușoare, dar Duhul Sfânt poate atunci să dea har și călăuzire. Nu știm ce ne rezolvă viitorul, să rugăm pe Domnul să ne călăuzească. Dar dacă nu ne merg aparatele pe vreme bună, cum vor funcționa pe vreme rea? Închei, afirmând în final și încercând să gândim aplicativ, Domnul a avut o relație foarte puternică, foarte bună cu Tatăl. Și asta se cere pentru toți fiii lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 8, versetul 29, este scris, sunt cuvintele Domnului cu referire la Dumnezeu Tatăl, Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Asta e ceva de dorit. Să spui, mulțumesc Domnului, cum ești? Cu Domnul? Da. Știți povestea aia, unde mergi? Mă duc cu Domnul, dar Domnul se duce jos din căruță. Domnul Hristos a afirmat, nu numai că Tatăl e cu mine, dar suntem într-o relație bună. Dumnezeu nu părăsește imediat ce noi greșim, dar s-ar putea să fie trist că nu-L ascultăm și la un moment dat să ne abandoneze, să ne lepede. Tot aici în Ioan este scris în 10 cu 30 despre relația bună între Tatăl și Fiul. Eu și Tatăl una suntem. Nu doar din punct de vedere structural al divinității, greu de înțeles pentru noi, ci din punct de vedere a călăuzirii, adică suntem în aceeași idee. Ce vrea Tatăl, eu înțeleg, împlinesc, execut. Și mai frumos, cred eu, scrie în 15 cu versetele 9 și 10, cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa m-a iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea.
Și dacă ne-am gândit doar la o relație de dragoste, de bună prietenie, poate ni se pare uneori că și noi am vrea să fim foarte buni prieteni cu Dumnezeu, ca Avram, ca Domnul Hristos. Dar ascultați, scrie în versetul următor, ce presupune o bună relație între Dumnezeu și un om de pe pământ. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Deci eu beneficiez din plin de prietenia cu tatăl, fiindcă totdeauna fac ce îi place. Mă las călăuzit. Niciodată nu o să-L putem duce pe Dumnezeu pe drumul nostru, să spunem, Doamne, hai cu noi. Putem însă să spunem, Doamne, venim cu Tine. Așa e scris despre sfinți. Au umblat cu Dumnezeu, nu? Dumnezeu a umblat cu ei. Sensul este diferit. Dumnezeu este Cel ce dă tonul și vrea să ne călăuzească. Și scris în Romani 8:14, toți ce sunt fii al lui Dumnezeu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și în al doilea și ultimul rând, rețineți, a cunoaște voia lui Dumnezeu, despre care scrie în Roman 12 că este bună, plăcută și desăvârșită. Deci este bună, în primul rând este bună, apoi trebuie să ne devină plăcută. Nu este corect ca Dumnezeu să ne călăuzească așa ca și cum ai încorda un arc, o să ne ducă în forță cu pârghii și cu lovituri de bici. Să constatăm că este plăcută și în urmă ne vom da seama că este nu doar bună cum ni s-a părut nouă, poate la început. Este chiar desăvârșită și așa putem să ajungem și noi. Deci a cunoaște voia lui Dumnezeu este condiția împlinirii ei. Nu te poate Dumnezeu călăuzi dacă nu cunoști voia Lui. Duhul Sfânt nu te poate călăuzi decât dacă știi Biblia. Mai întâi trebuie să cunoști voia Domnului și apoi să fii călăuzit în voia Domnului. În Ioan capitolul 8, versetele 54 și 55, este scris, Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însuși, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, El despre care voi zice că este Dumnezeu vostru. Se lăudau cu apartenența lor. Și totuși nu-L cunoașteți. Deci afirmația voastră este nonsens. Și dacă aș zice că nu-L cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi, dar îl cunosc. Și știți ce scrie în continuare? Și păzesc cuvântul lui. Dar dacă nu-l cunoști, poți să păzești? Este ca și cum ai spune că tu vrei să respecti legile circulației, dar tu nu le știi. Tu te iei după indicatoare, dar nu cunoști ce înseamnă. Nimeni nu poate să fie un bun profesionist până nu va învăța acea meserie. Duhul Sfânt ne călăuzește prin învățare și apoi noi ajungem să deosebim omul matur, deosebește lucrurile bune de cele rele. Vă spuneam că și călăuzirea Duhului Sfânt seamănă cu îndrumările unui părinte. Când copilul mic trebuie să-l înveți toate, nu știe nimic. Pe măsură ce învață, crescând, îi dai doar recomandări unde vezi că greșește. Pe un elev la început trebuie să-l ajungi să țină și creionul în mână. Și poziția caietului să fie orientată bine, așa, spre lumină, și el să nu se deformeze la coloana vertebrală, cum stă în banc. Dar după ce învață să scrie, te mai uiți dacă a scăpat vreo literă? Mai târziu îl urmărești să vezi numai dacă a înțeles sensul ideilor. La fel și Duhul Sfânt, pe măsură ce ne dezvoltăm, ne călăuzește tot mai ușor. El vrea să ajungem la maturitate și să pricepem voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Zice psalmistul, nu fiți ca un cal sau ca un cătâr așa pe care îl duci din zăbală și din frâu. Domnul vrea să ne lumineze mintea. Nu suntem desăvârșiți. Oricând mai avem nevoie de un sfat sau cel puțin să ne punem în acord cu voia Domnului. Dar călăuzirea va fi cu atât mai eficientă cu cât creșterea noastră în cunoașterea lui Dumnezeu va fi mai bogată. Doamne, dă-ne harul să te cunoaștem și să te ascultăm.
și ca atare să fim călăuziți întru totul și în toate, întotdeauna. Amin.